Veiltail, informații cheie despre specie. Veiltail sau pești cu coadă voale sunt o varietate de crab crucian, creat prin mulți ani de reproducere și selecția peștilor aurii. Popularii peștișori aurii sunt unul dintre cei mai populari pești de acvariu și se recomandă să fie ținuți separat de alte specii agresive din cauza mușcăturii aripioarelor lor lungi caracteristice. Sunt sociabili, curioși și se înmulțesc relativ repede. Veiltail și alți pești. Combinarea diferitelor specii de pești este o opțiune bună. Sunt indivizii agresivi? Veți găsi răspunsurile la aceste întrebări în următorul articol. Descrierea și istoricul peștelui voal. Peștele voal își are originea în China, unde primele specii de crab au fost dezvoltate încă din secolul al VII-lea. Numele lor a fost inventat de William T. Innes în 1890. Există mai multe varietăți de pești. În prezent tot mai mulți oameni decid să cumpere un astfel de pește din motive de reproducere sau de expunere. Crapului crucian îi place să se îngroape în substrat, distrugând adesea vegetația în acest proces, dar așa se distrează și se bulgăresc în jurul acvariului. O întrebare frecventă pusă de către tinerii deținători de pești de acvariu este, ce este? Mănâncă acești pești voal alți pești? Se pare că acest tip de percepție este greșită. Dat fiind faptul că sunt o specie sociabilă și prietenoasă care se simte cel mai bine într-o turmă. Reproducerea peștii voal. Reproducerea acestor pești nu este o chestiune atât de ușoară, ci necesită asigurarea condițiilor potrivite. Dacă totuși doriți să începeți procesul de reproducere, este recomandabil să separați femela și masculul de restul indivizilor. Femelele își depun de obicei ouăle pe fundul apei, lângă plante. Ouăle sunt relativ mici, astfel încât alți pești pot mânca adesea ouăle sau pui eclozați. Este recomandat să păstrați ouăle într-un acvariu separat pentru o perioadă de timp și să așteptați până când peștii voale au crescut, pentru a se putea descurca singuri într-un corp mare de apă. Ecloziunea propriu-zisă durează până la câteva zile, iar puii trebuie hrăniți cu plancton sau larve de creveți. Întregul proces de creștere a peștelui este complicat și o opțiune mult mai simplă este să cumpărați peștii dintr-un magazin de animale de companie. Vezi gama de hrană pentru pești cu mai grijă de peștele veiltail. Peștilor voale place să aibă mult spațiu, așa că este recomandat să fie ținuți în acvarii relativ mari, cu un volum de peste 100 de litri. Acvariile mici pot fi folosite pentru exemplare individuale. Deși sunt pești de turmă și se simt mai bine între pești din aceeași specie, unele dintre cele mai frecvente întrebări puse în magazinul de animale de companie se referă în special la peștii voal și la peștii cu care se pot împerechea. Se recomandă să se evite combinarea lor cu soiuri agresive, dar alegerile destul de comune sunt coada spadei, pești alge, pești danio. Veiltail este un animal sociabil care se adaptează rapid la noile locații. În ceea ce privește cerințele față de apa din acvariu, este indicat să vă procurați un filtru de bună calitate și un termometru. Temperatura optimă pentru capete este între 18 și 24 de grade Celsius. pH-ul apei ar trebui să se încadreze în intervalul de 6 sau 7,5 pH, iar pe piață există preparate disponibile pentru a uniformiza nivelul pH-ului, precum și testere pentru a verifica starea apei din acvariu. Veiltail nu sunt pești curați și ar trebui să le schimbăm apa relativ des, aproximativ 25% la fiecare 2 săptămâni, mai ales în acvariile mici. Mulți acvariști aleg echipamente de acvariu care să contrasteze cu culoarea peștelui voal. Dacă peștele are solzi întunecați, este indicat să achiziționăm pietre sau nisip de culoare deschisă pentru a spori și mai mult frumusețea și unicitatea peștelui. Veiltail sunt pești omnivori, așa că îi putem hrăni cu orice fel de hrană disponibilă. Cu toate acestea, merită să echilibrăm dieta pentru a nu le lipsi toate microelementele și vitaminele necesare. Bolile peștelui voal.
Bolile pot fi direct legate de o hrănire inadecvată sau de o apă excesiv de poluată, de o temperatură sau de un nivel de pH inadecvat. Dacă aveți grijă de echipamentul acvariului și mențineți aceeași stare a apei, peștele ar trebui să se dezvolte corespunzător și relativ repede. Cele mai frecvente boli ale peștelui voal includ variola peștilor și, dacă hrăniți excesiv peștele, individul poate dezvolta o inflamație a vezicii natatorii. Merită să investiți în alimentatoare automate pentru pești pentru a evita astfel de probleme. Cu toate acestea, este un pește longeviv, capabil să trăiască până la câțiva ani fără probleme majore de sănătate. Crescătorie și preț. Prețurile pot varia în funcție de locul de cumpărare. Este recomandat să cumpărați de la un crescător dovedit pentru a fi sigur de sănătatea și starea peștilor. O problemă frecventă care poate apărea este introducerea unui pește voal bolnav într-un acvariu cu alți pești, astfel încât întregul acvariu să se infecteze și să moară. În Polonia, sunt una dintre cele mai populare specii de pești. Sunt disponibili pe scară largă și sunt recomandați oricărui acvarist începător, totul datorită dispoziției lor blânde și aspectului neobișnuit. Citiți mai multe despre peștișorii aurii și cerințele lor surse fotografii: canva.com, lidapiexulis.